Ce poate fi mai frumos sau ce început al sărbătorilor de iarnă poate fi mai frumos decât cum e acum în această seară? Nu este nici foarte frig de nins ninge, așa cât să ne facă seara foarte plăcută. Deci suntem clar pregătiți, în special cei mici, dar și cei mari sunt foarte sigure de lucrul ăsta. Sunt pregătiți să-l aștepte în seara asta pe... Moș Nicolae! Sunt sigură că și cei mari sunt la fel de pregătiți. Nu știm dacă vor veni așa, va veni moșul chiar la toată lumea, dar cu siguranță la voi cei mici, pentru că știm că toți absolut ați fost foarte cuminți. Am dreptate? Am foarte mare dreptate? Eram convinsă. Pe cei mari nu risc să-i întreb, așa că trecem la pasul următor și poate cel mai important. Așadar, în foarte scurt timp, aprindem luminile peste orașul Ploiești. O să am nevoie de un ajutor, de nădejde, desigur. Ivon, uitați aici, hai să o lasă. Așa, uite, Cezara o ridică și stai așa, trebuie să creăm un suspans. Îi rog pe toți cei mici. Și când spun cei mici, cine se consideră copil? E bine așa? Bun, absolut toți cei care se consideră de aici copii, vom începe să numărăm împreună. De acord cu mine? Uite, și începem cu Ivon, bineînțeles. Ivon, câți ani ai? Am 7 ani. Ivon are 7 ani. Așadar... Nu plecăm de la 7, absolut, și dacă are 77 și se simte copil măcar în seara aceasta, atunci va număra împreună cu noi. De acord? Tare, cât putem de tare, fără să ne irităm gâtul, dar mâine să nu ne dea mami medicamente pentru gât, da? Hai, 2, 3 și... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1 și... Ne-a ieșit magia și în anul acesta. Uitați-vă în lungul bulevardului cât de frumos este. Dragi pleșteni, vă dorim o lună cât mai frumoasă, sărbători de iarnă cu bine, sănătate. Mulțumim Primăriei Municipiului Ploiești pentru acest eveniment și pentru cele care vor urma. Să aveți o seară liniștită!